Salutare din nou, mă numesc Cătălin Talent și mesajul meu către dumneavoastră este Cătălin Talent vă transmite jos ranga. După cum vedeți, am instalat Windows-ul. Acesta este un program care îți poate căuta toate driverele. Dai aici pe acest semn unde este galben și îți va apărea pe partea asta driverul de la de aici, de la wireless, după cum vedeți. După care trebuie să vă apară ceva de genul acesta. Uitați. Vom da aici Next. Acum se va instala. Și așa vom proceda până va reveni la normalitatea Windows-ului care îl aveam în interiorul acestui Windows. De aceea îți spun că luați pașii mei și nu veți regreta, să vă ajut în a instala Windows-ul perfect, bine dotat în legătură cu chestia asta. Vreau să vă mai arăt că eu, chiar dacă am instalat Windows-ul, vreau să vedeți cum. Uitați, e aici Windows-ul, da? Uitați, după cum vedeți, scrie Windows-ul, da? Dar nu mai aveam treabă cu el. Vreau acum să vă arăt dacă este activ. Da? Uitați, este activ, da? Am băgat un program de activare a Windows-ului și nu am treabă. Acum eu am un program care să-mi caut toate driverele, placa video, placa sunet, placa audio și toate celelalte. Vreau ca să vedeți că programul acesta care l-am eu este super bun. Uitați, mi-a găsit wireless-ul, da? Este wireless-ul aici în colț. Uitați, după cum vedeți, aici în colț. Este wireless-ul. Uitați, aici este wireless-ul. Mi-a găsit driver-ul. Eu acum dau finish, da? Și după cum vedeți, aici s-a găsit toate driverele. Vom da. După ce ne vom conecta aici, vom da aici, vom da connect, îmi găsește așa, bag parola oarecare, da? Pentru a îmi băga parola de la furnizorul de cablu de internet, îmi voi băga parola. Da? După cum vedeți, am băgat și parola. Am băgat parola, după cum vedeți, da? Acum dăm OK, așteptăm să se conecteze la Cătălin Talent, da? După cum vedeți, acum se conectează. Uitați-vă aici în colț. Uitați, mi-apare așa ceva de genul ăsta, dați public, da? Dăm closet, da? După care vom da aici. De ce dăm aici și pe partea asta? Ca să ne caute driverele. Eu voi căuta acum să mi se descarce driverul respectiv. Placa video, placa audio, placa celelalte. Uitați, aici KID, KIDnet și alte celelalte. Ăsta e un program care îți poate căuta driverul. De aceea îți spun că e super cool, e bine cum arată, uitați, ne recomandă, e pentru protecția calculatorului ca să nu primești flood sau să nu intre cineva în calculatorul tău sau să te ferească de virus. De aceea dați aici OK și e tot OK. Da? Uitați, acum să mi se adaptează pe pagina de browser Internet Explorer. Vom da la kidul acesta, vom da kidnet, nu avem treabă, dăm pe kid 3 ăsta, da? Vom merge mai departe. Vom da versiunea, uitați-vă, Donald, așa. Dăm run, uitați, dăm run aici jos și acum așteptăm să se instaleze. Dăm OK. Da. După cum vedeți, așa, dăm next. Dăm next, nu bifați acea căsuță. Vom da install această aplicație Opera Next pentru că o vreau. Debifăm aici că e reclama chestia asta, dăm Next,
După care debifăm și aceasta că nu avem nevoie, pentru că este un program de virus, antivirus și nu avem nevoie. Așa, dăm OK, Next, după care vom da Next. Și aici se va procesa, dăm Install. Se va procesa, s-a instalat aceste programe, uitați-vă după cum vedeți. Deci, placa video, uitați, nu e instalat. Tot ce este cu galben nu este instalat, după cum vedeți, da? Ca să pot să caut driverele respective, uitați, de song este de sunet sau acest card sau video card. Eu voi da aici, da? Aici, uitați, mi-arată audio și alte celelalte. Dacă dau și pe plusul ăsta, mi-arată chestie de gigabite și alte celelalte. Problema e în felul următor. M-am băgat acum pe un alt site, Opera Start, perfect că am instalat-o, așa. Vom da aici pe Cars, da? Ne va băga pe un alt program de placa video. După care vom da aici, ca să vedem. Eu voi căuta pe 64 de bit Windows 7, pentru că e pe dimensiuni, după cum vedeți, e pe 64 de bit 10 Windows 10, 32 de bit Windows 10, 64 de bit 8.1 Windows 8. Deci vedeți, după cum vedeți, e pe categorii. Eu voi lua pe 64 de bit Windows 7, pentru că ăsta mi se potrivește, după care vom da download și vom da aici. Uitați, mi l-a dat. După care vom da servers și vom da pe 1. Da? După cum vedeți. Acum dăm save și el se va lua de aici de jos. Uitați, se va instala, adică se va descărca placa video ca să pot să o instalez pentru jocuri și pentru alte celelalte. Atâta ne-a fost pentru astăzi. Data viitoare, unde nu știți, contactați-mă pe Facebook Cătălin Talent. De aceea mesajul meu este ca să lăsați violența, să devenim prieteni și eu vă voi ajuta cu sinceritate la orice vă voi ajuta. Deci, după cum v-am arătat, o să vă mai arăt pe parcursul zilelor, instalăm driverele, instalăm totul și vă arăt că e totul decurge perfect și super. Vă doresc o zi plăcută, la revedere!